Scene teribile au avut loc astăzi la marginea Bucureștiului. Un bărbat a fost împușcat în cap de către polițiștii care îl urmăreau. Omul fusese surprins în timp ce împreună cu alți 4 indivizi încerca să fure marfă dintr-o dubă. În timp ce complicii lui sunt căutați de mascați, spitalul de urgență Floreasca a fost ocupat de rudele celui împușcat. Între timp, medicii încearcă să-i salveze acestuia viața. Medicii au o misiune dificilă. Încearcă să-l salveze pe bărbatul împușcat sub presiunea rudelor care au blocat intrarea și holurile spitalului de urgență. Bărbatul este în comă profundă. Doar o minune poate să-l țină în viață. Momentan este la sala de operații, dar, din păcate, pronosticul este foarte rezervat. Pronostic foarte rezervat înseamnă ceva foarte grav. Omul a fost împușcat de un polițist în timpul unei urmăriri. Împreună cu alți 4 indivizi, bărbatul fura marfa dintr-o dubiță parcată pe DN2. Când au fost sumați de poliție, hoții au încercat să-și piardă urma în aglomerație cu o mașină cu număr de Franța. În spatele meu era mașina cea care a fost urmărită. Pe contrasis veneau, ei mergeau pe contrasis în fața lor la tir și am încercat la maxim să evit. Erau în spate echipaj de poliție care urmărea. Am tras maxim cât am putut de dreapta, m-am dus pe prima bandă, au venit în fața mea, au frânat brusc iarăși și fața mea, pentru că bă, și care sunt prima fază. Focurile de avertisment trase de polițiști nu i-au oprit pe fugari. În schimb, au lovit o altă mașină aflată în trafic. Am auzit o bubuitură în dubiță, ca o lovitură de piatră puternică. Cu poliția pe urme, cei 5 bărbați s-au oprit înafumați. Mașina a fost abandonată pe această străduță în momentul în care a fost blocată de mai multe echipaje de poliție. Tot aici șoferul a fost împușcat în ceafă de unul dintre agenți. Glonțul care l-a lovit pe hoțul fugar a ricoșat dintr-o roată, spun polițiștii. Ceilalți 4 indivizi sunt în continuare căutați de polițiști. Se pare că au reușit să-și piardă urma ajutați de câțiva complici. Bărbatul împușcat de polițiști este acum la terapie intensivă, a fost operat, medicii au reușit să-i scoată glonțul din cutia craniană. Lorena Burlacu este la Spitalul Floreasca. Lorena, bună seara! Ce spun medicii? Bună seara, Andreea. Medicii sunt extrem de rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire ale bărbatului în vârstă de 24 de ani. Ba mai mult decât atât, printre cei prezenți aici la spital, familia și rudele tânărului, se pare că a ajuns vestea că ar fi decedat, însă medicii nu au confirmat până în acest moment acest lucru. În acest moment, conform spuselor lor, bărbatul se află internat la secția de neurochirurgie a Spitalului de Urgență Floreasca, într-o rezervă specială, este continuare conectat la aparate, este în comă profundă și este susținut în viață cu ajutorul aparatelor, pentru că rana cu care a ajuns astăzi la spital n-a fost deloc una ușoară. Glonțul practic a străpuns întreaga cutie craniană de la ceafă și până la osul frontal. Medicii au curățat, e drept, întreaga suprafață, însă riscul infecțiilor, dar și al complicațiilor care ar putea să apară în acest moment este deosebit de mare. Lorena, îți mulțumesc!